Vă salut, fraților, bine v-am găsit la un nou clip de Madden 2 Raw, serverul Carpathians. Bă, n-am mai intrat de foarte mult pe foarte mult timp pe serverul Carpathians. Sunt curios de ce o să iasă în momentul de față. Sunt pe un cont iGeorgiu de nivel 65, contul lui Georgiu, în care cred că s-au băgat în șamanul ăsta peste 5.000 de euro de-a lungul timpului. Vreau să vă zic în primul rând, contul nu este de vânzare, cel mai probabil o să vedeți un videoclip și de Pelican. O să vorbesc cu el, să facem un clip și să fac un clip și Pelican. Bă, sunt foarte curios de șamanul ăsta, cum o să fie. Cel mai probabil cred că o să-mi văd oarecum șamanul meu de pe Tiger Ghost în nebunia asta de cont. Hai să mergem la Seon Hae, prima oară, unde ne place nouă. Și hai să vedem cum stă situația pe iteme. Deci cum stă acest comp pe iteme, bă, sunt foarte, foarte curios. Nu uităm de butonul ăla de like, fraților, și respect în chat pentru Georgiu, că ne lasă să facem un asemenea content cu asemenea cont frumos. Avem ca alchimie un diamant excelent, dublu PC cu valoare atac magic, un rubin opac full PvP, un jad WPV cu refacere. Cred că ar fi fost mai bun cu regenerare pe șaman, dar nu sunt 100% sigur, fraților. Un safir excelent, tare Warlican Sura, extraordinar. Un granat excelent, WPM cu regenerare, excelent. Și un Onyx excelent, full PvP. Deci pe partea de alchimie nu ai ce să-i zici contul ăsta, pur și simplu, este genial. Ca evantaie, avem un evantaie 10.6 int 4 farmec. Un alt evantai, 10 semi 5 pătrundere, 500 PV, 12 dex, 15 atac magic, excelent. Mai avem încă un evantai, 10 semi 2 pătrundere, încă unul 10 semi 6 int, 5 critică, 3 sângeros și încă unul 10 semi 4 dex, 1 pătrundere. 100% evantaiele astea, fraților, au fost făcute de el pentru că nu cred că cineva ar vinde așa ceva separat. Pe lângă asta, la capitolul armuri, avem o armură 1500 PV, 15 sabie, 15 evantai, 20 farmec, 500 PV pe 674, deci atac exemplar unic pe server. Mai avem aici încă o armură versus gheară, 2K PV, 15 gheară, 6 farmec, încă una, 2K PV, 15 pumnal, 10 daune vor fi absorbite de PV, rezistență la semiomeni, plus 1%. Roche de salsa. Roche Orange 1500 PV 10, asta 100% a venit de pe server temporar, părerea mea. Încă una 1500 PV 15 magie, 10 farmec. Încă una 20 farmec, 15 mâini, 10 pumnal, 5 atac, 10 sabie, mama, asta o să o folosim pe clipul de azi. Armură de 34, un KPV 15-15-6, foarte frumoasă. Veșmânt, 2 KPV, 15 magie, 10 pumnal, 10 sabi, rețin la magie, 15% din valoarea totală, extraordinar. 1500 PV, 15 săgeți, 10 farmec, 2 KPV, 15-15, daune aruncarea fulgerului plus 2%, 2 KPV, 15 săgeată, 1500 PV, 15 pumnal, 10-10 și încă una 15-15-10-10, extraordinar, deci stăm super, super bine. Pe partea de iteme avem o pereche de cizme 15-15-10-10-10, deci practic cu tot cu 20 săgeți avem 70 apărare pe cizmele astea. Ok. Colier cu 40 atac magic. Mamă, dar asta e și asta e forță. 2KPV 15 sabie, 10 gheară, 40 atac, 2KPV 15 săgeți. Da, niște coliere extraordinare. Abano 10 semi, abanoși 10-10-10-15, superb, brățară 10-15, scut imun 12 int 10 semi, al doilea bonus plus 5%, adică 11 semi, eșarfa asta care, mama, asta e făcută de un băiat specialized pe care îl pup și îl respect dacă vede clipul ăsta, mamă, de el a făcut-o pe asta și mi se pare superbă, cu o lamă bombă, dublu semi, 8 int, 1 otravă, 5 viteza farmecului și pe eșarfă, ciou, e nebunie pe parte de PvP. Coif cu 10 semi om doar, talisman, 40 atac, 10, 5, 4 evantai, apărare 3%, scut 10 semi, 12 int, bă, avem și costum aură, avem și costum aură, cum să nu, dar fără semi om, foarte ciudat. 10, 12, 500 PV, frumos, rău de tot.
Lupți cu tigru 10-12. Cercei lacrimă. Cu, mamă, 13% semi-om și 15% pumnal. E extraordinar. Extraordinar, băi, băiatule. Ce-i teme? Deci, ce-i teme și aștept acum să, să văd și eu un damage cu contul ăsta. O să punem și o energie de 10, dar era deja băgată. Hai să dăm. 21k, ăsta sigur e PVP. Mamă, dar dă bine. 56k? Stai, ce? Bă, avem P-ul la... Aolo, avem P-ul la respingere, lovitură întunecată. Și P-ul la ajutor și dăm 55k. Mamă, dar băieții sunt pe partea de PVP aici cu șamanul. Am văzut până acum mai mulți șamani. Bă, mă lași. Aruncarea fulgerului. A, dar eu am level 75, mă, de asta am mai multe skill-uri. Mamă, cum... 60k am văzut acolo? Bă, băieți, 60k văzusem acolo. Ce se întâmplă? De ce dăm mult mai mult decât șamanul meu și aveam cu tot cu amuletă? Adică, da, ai P-ul la ajutor, dar mai mult decât șamanul meu de nivel 75? N-am văzut cât a dat acum. Chiar nu am văzut. Nu știu, nu înțeleg. 32k. Bă, nu înțeleg ce se întâmplă. Avem costume 10, 5, 15, 15, 15. 10-15 aici. 31k. Băi, deci ceva se întâmplă aici. Bag și o vrăjitoare de gheață pentru băieți. 56k. Băi, băiatule, nu știu, nu înțeleg. Chiar nu înțeleg ce se întâmplă, fraților. Wow, bă, avem și un pet 19,8 PV la nivel 65. Bă, mă, superb. Un pet? Bă, nu am. Nu știu. Nivel 61 PVP. Bă, deci băieții cam stau așa cu... Stau cu șaman. Pe ei. Bă, lasă-mă. A, cât PV are, mă, contul ăsta? Are 28, stai. Auzi? A, ok. N-avea canul. Credeam că n-avea canul chemat. Două skill doar de atac. Mamă, încă un șaman de ăsta e de 105. Ia, să vedem cum mai este situația pe Carpatia. Azi mai și analizăm situația, fraților. Bă, filmez oricum la ora 8 după amiaza, nu știu, nu mi se pare rău în map-ul, nu? Adică, uite, talentul ăsta 100% e PvP. Nu mi se pare rău, deloc. Hai, vreau să văd și piața la alchimie, pentru că aș vrea să fac o părere doar despre cât costă alchimia asta. Deci avem diamant WPC cu atac magic și cu apărare, bă, că e 900 și cu atac, că ar fi și mai mult pentru șamani. Ok, hai să facem un mic calcul, fraților, la partea de alchimie. Cred că sunt și eu curios și cred că sunteți și voi. Deci, diamantul cred că e undeva la 700. Nu, hai mă să zic 900, nu, dacă ăsta cu apărare trebuie să fie tot 900. Un rubin opac. Cât ar putea să fie un rubin opac full PVP? 40 de oni. Deci 40 de oni, asta cred că e cea mai slabă piesă de alchimie. Next. Jad WPV 450 de oni. Safir cu 3 tare, ăsta cred că e scump rău de tot. Posibil să nici nu existe. 3 rezuri. 3 tare, șaman, war ninja, mamă, 1000 de oni, ești nebun. Și pe tiger costie 500. Granat mitic cu WPV, cât mai e unde asta? WPV 350 de oni.
Wow, fraților, wow, wow, wow. Bă. Și ăsta full PvP cât e? Că știu că Onyx-ul fui era foarte scump full PvP. Dublu corporal și săgeți. Pătrundere și corporal, cred că e undeva la 550 de oni. Fraților, și ajungem la o alchimie de 3300 de oni. Bă, mă lași. Deși arfa asta nu mai zic nimic, asta e neprețuită, dar what the heck? What? Bă, pantofi 15-15-10, ca să vedeți ce iteme găsiți și la ce prețuri. Pe serverul ăsta, uite câte FMS-uri cu PVP. Doamne, a, e specialized. Bă, uitați-vă, fraților, cât... Deci, ireal, ireal ce se întâmplă pe server. Și la rubine, hai să ne uităm și la rubin. Bă, la rubin nu m-am uitat pe partea de rubin excelent. Rubin mitic. 450 de ani. Gol. Nu avem niciunul cu atac și medie. Și strălucitorul e 390 de ani. Full PvP-ul 750. Perfect 190. Clarul 74. Și opacul 31. Boșilor, ce este cu prețurile astea pe serverul Carpathians? 750 rubinul full PvP. Bă, las-o încolo de treabă. Deci las-o încolo. Ia să-i dăm un ane asta. Mamă, dacă te-i dă. Deci îi dă mult și șamanul ăsta. Bă, la level 65 de șamanul dă mult. Bă, trebuie să fac neapărat ajutorul pe... Dar... Bă, sunt prețuri, mi se par mari. Deci mari, rău de tot. Până la urmă, unii se fac la fel, fraților, pe toate serverele, mai ales pe Carpathians. Adică... Păi Carpathians ar trebui să fie puțin mai ieftin având în vedere, sau mă, de fapt nu mă, ar trebui să fie la același preț cu Tiger Ghost-ul, pentru că sunt servere speciale amândouă, adică nimic, wow, hai să văd mă cât, ce damage îi dă. 53k. Mamă, o să-mi iau multe înjurători după clipul ăsta. Dar... 60k. Bă, las-o încolo. Deci las-o încolo. N-ai cum să fugi de șaman, efectiv. Pentru că îți dă chemarea asta a fulgerului. Și când cheamă fulgerul ăla, ai pus-o. Am vrut, bă, am vrut să fac lucrul ăsta, nu știu de ce. Dar partea de PvP, bă, a jocului e mișto. Nu zic, dar... Bă, are stat la două skill-uri ăsta. 17k și odată i-am dat 12 și odată 17. Bă, ca să vedeți cât de mult diferă skill-ul ăsta, chemarea fulgerului. Olo, ireal, bă, ireal. Deci, tot contul ăsta pe Carpathians e... Ceva de nedescris. Roata campionului. Bă, dăm și noi una pentru fratele nostru Georgiu. Să-i luăm orisonul ăsta norocos. Ata tot. Noi am luat, bă, orisonul norocos lui Georgiu. A, e. Scuze, bă, Georgiule. Băi, n-am ce să zic. Deci, contul ăsta... Momentan nu poți să te distrezi la capacitatea maximă cu el. Bine, poți să te distrezi la capacitatea maximă cu el, dar eu sunt de părere că cu contul ăsta, cel mai mult tu trebuie să faci... Ar fi trebuit contul ăsta să fie pe țară românească, părerea mea. Pe țară românească, România, să-i rupă pe aia acolo, bă. Părerea mea. Acum, nu cred că
Nu cred că sunt foarte mulți oameni care nu sunt de acord cu mine. Dar, aia e, bă, fraților, cam atât cu clipul de azi. Eu am fost Taker, sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut maxim să-i bat pe toți pe contul ăsta. Pentru că și acum poate unii dintre voi o să ziceți că, bă, dar trebuia să nu-i mai bați și după toți și așa mai departe. Dar asta e parte de PvP a jocului. Dacă nu-ți faci un fond de PvP, atunci pentru ce ți mai faci decât dacă nu vrei să bați pe toată lumea din mapul, din toate mapele, să ai un cont care să distrugă absolut tot și să rămâi tu în mapul și când mai vine cineva să-i dai lua de să sară. Sincer acum, pentru ce altceva să mai faci un cont PvP? Bă, cam atât clipul de azi. Eu am fost Taker, sper că v-a plăcut și până data viitoare noi să ne auzim cu bine. V-am pupat. Ciao!